bună ziua și mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. În cadrul unui eveniment extrem de special pe care îl organizăm în acest an, o întâlnire cu doamna Irina Petrescu. După cum știți o parte dintre dumneavoastră, cei care au fost la deschiderea festivalului, acelei de-a șasea ediție a festivalului de film de la New York, anul acesta festivalul a programat pe lângă filme și o serie de evenimente speciale, dar nu avem decât o întâlnire cu un foarte mare actor. Am avut și anul trecut o asemenea întâlnire. Anul trecut a fost vorba despre Victor Rebenciuc, anul acesta este vorba despre Irina Petrescu. Sper ca Teatrul Bulandra din București să nu creadă că nu invităm decât actori de la Bulandra. Poate că anul viitor vom începe să invităm actori din alte teatre. Dar cred că nu e întâmplător că am invitat doi actori de la Teatrul Bulandra, pentru că Teatrul Bulandra este, de fapt, o istorie a anilor cei mai vii de teatru românesc poate încă o dată că nu este o întâmplare că doi dintre actorii care au fost prezenți aici sunt Victor Rebenciuc și Irina Petrescu, care fac parte dintr-o generație pe care, din păcate, generațiile tinere nu văd decât acum pe scenă. Noi n-am avut privilegiu să pulsăm acolo unde lucrurile s-au întâmplat în anii 70, în anii 80. O parte dintre voi, colegii mei, cel puțin de la ICR, nici nu erau născuți. Și din punctul ăsta de vedere, mă simt privilegiată. Deci, invitatul din această după-amiază este Irina Petrescu. Înainte de a începe dialogul cu domnia sa, o să privim un foarte scurt clip care a fost pregătit de către colegii noștri de la Festivalul Transilvania, atunci când Irinei Petrescu i-a fost acordat trofeul pentru întreaga activitate la TIFF acum, cred că, 4 ani. Acum 4 ani. Deci o să vă rog să ne uităm împreună la acest clip. Da. Mă dau și eu jos. Într-adevăr, uitându-ne la imaginea asta de film, pentru că Irina Petrescu este o foarte, foarte mare actriță de teatru în același timp,
Nu putem decât să constatăm toate aceste fețe ale unei personalități artistice cu totul și cu totul excepționale. Așa că, pentru mine, poate prima întrebare pe care i-aș pune Irinei Petrescu este cum anume a trăit ea ca, cum să spun, ca debutantă într-un domeniu în care apoi a făcut o carieră fabuloasă. Cum a trăit ea toate vârstele astea, toate aceste vieți în care ea a trecut prin lucru cu mari regizori, prin film și teatru, prin diverse locuri în care sau au fost diverse pulsații. Cum simte ea toate aceste vârste azi? Corina și doamnelor și domnilor, am spus aseară și am să repet, nu mi-am dorit să fiu actriță, nu am avut această năzuință, nici măcar n-am visat, nici măcar nu mi-am dorit în mod secret. Mă pregăteam pentru arhitectură, cu totul altele erau zonele de interes, altul era universul meu, era mai mult de origine plastică, matematică. Și viața m-a surprins, mi-a atras atenția că l-om propose, Dieu dispose, omul propune și Dumnezeu dispune. Și dintr-o dată viața mea s-a schimbat, s-a căpătat altă direcție, altă orientare, în care treptat m-am lăsat condusă de destin și am ajuns să iubesc atât de tare acest drum și să consider chiar lipsită de modestie că mi se și potrivește, fără să am nimic din ceea ce se cheamă caracteristicile de bază ale actorului, care este o persoană în general extrovertită și plină de dorința de a se pune în pagină, de a se arăta, de a se expune. La mine lucrurile sunt mai conținute, mai ascunse, mai timide. Da, asta mă face să vreau să întreb imediat, tocmai pentru că n-a fost o alegere prealabilă, n-a fost visul de copilărie. Ce a determinat, ce a declanșat? O întâlnire cu un regizor, o întâlnire cu un rol, o întâlnire cu ce? Nu, a fost o întâmplare. Totul s-a datorat unei întâmplări. Într-un restaurant cu părinții mei, într-o seară, la Continental, în București. Aveam 16 ani. A trecut regizorul Savel Știopu, care își pregătea atunci un film. Nu știam cine e, bineînțeles, a plimbat de câteva ori prin dreptul mesei noastre și am văzut că se așează lângă tatăl meu. Eu cu mama eram vis-a-vis, am crezut că este un fost pacient sau un actual pacient, tatăl meu a fost medic și n-am dat nicio atenție acestui moment. Dar la sfârșitul unei scurte convorbiri, tata ni l-a prezentat și el și-a manifestat dorința de a-mi face o probă filmată, unde, bineînțeles, am mers împreună cu mama de mână. Și câți ani aveați? 16. Și așa a început, dintr-o întâmplare. Am luat acele probe, acel casting, cum se numește astăzi la noi, dar filmul nu s-a mai făcut. Era un film după un scenariu de Marin Preda, nu știu de ce nu s-a mai făcut, dar nu s-a mai făcut. Probele filmate și foto au rămas în arhiva studioului și peste un an,
când Liviu Ciulei făcea cel de-al doilea film al său, primul a fost Erupția, în 58, a început să facă Valurile Dunării, s-a uitat, a văzut diverse chipuri de actori, actrițe și asistenții lui Savel Stiopu i-au spus, uită-te și la probele date de fata asta. Și a zis, să o încercăm, am făcut probe filmate și Liviu Ciulei m-a ales. Și din clipa aceea, abia de atunci, viața mea s-a schimbat și a căpătat această nouă turnură, nouă orientare. Dar primii pași au fost făcuți ca în vis, ca pe lună. Făceam niște pași, nu îmi dădeam seama, nici... mi se părea un basm totul, totul era ușor, totul era fermecător, totul era o ferie, nu știam ce înseamnă cameră, nu știam ce înseamnă unghi favorabili, lumină, relație. Și treptat le-am învățat așa, făcând. Și făcând, de pildă, în această întâlnire cu Liviu Ciulei, care a fost o întâlnire în film și după aceea a fost o întâlnire în teatru, cum anume, care anume, doamna Irina, au fost, de fapt, lucrurile care ați început dumneavoastră să înțelegeți că ar fi, cum să spun eu, o meserie despre... ce anume în demersul ăsta până la urmă v-a convins că asta va fi viața dumneavoastră? O meserie nici astăzi nu cred și nu sunt sigură că este. Dar ce credeți că este? Cred că e un hobby. Cred că aș putea să fac foarte multe alte lucruri. Aș putea să desenez, aș putea să cos, aș putea să gătesc, aș putea să... coafez. N-aș putea, știu eu, să cânt la un instrument decât dacă aș studia foarte mult. N-aș putea să comunic pe calculator pentru că sunt total reflactată, sunt demodată, sunt învechită, sunt depășită, recunosc că ăsta este adevărul adevărat. Dar treptat am început să găsesc bucuria de a mă găsi într-un univers care este jumătate fantastic, trucat chiar, și jumătate este proba unui adevăr de relație și a unui adevăr interior care se cere spus. Fără să vrei în mod special să spui ceva, dar el există de cele mai multe ori, a corespuns cu anumite etape din viața mea care s-au potrivit cu întâmplarea din rolul făcut în clipa aceea, în teatru sau în cinema. Eu sunt fatalistă și cred că destinul este făcut deja înainte de a ne naște, că el este scris într-o carte și noi nu facem decât să îndeplinim ce ne-a fost programat. Aici, în imaginea pe care l-am văzut acum, încă o dată m-a frapat ceea ce totdeauna mi s-a părut extraordinar pe ecran când v-am văzut și pe scenă când v-am văzut, dar pe ecran asta, cum să spun eu, traversează extraordinar. Ieri un critic de film american spunea că Valurile Dunării este Casablanca românilor. Oh, ce frumos. Și mi se pare foarte, foarte frumos și foarte just. Și, într-adevăr, frumusețea asta, imaginea asta de porțelan a unei femei splendide, a unei femei spiritualizate, a unei femei misterioase, extraordinar de serafice, care traversează toate imaginile filmelor.
vă corespunde, vă recunoașteți în această icoană construită de filmele și de imagine pe care le-ați făcut? Icoana o prezentați dumneavoastră, dar eu mă recunosc chiar în aceste mici timbre care au fost lipite foarte frumos. A fost prezentat la TIFF, dar eu eram în culise și aveam o asemenea emoție, că știam că urmează să pășesc pe scenă, să primesc trofeul și să și spun câteva cuvinte, ceea ce era cumplit, că eu n-am văzut acest film, de asta am vrut să-l văd și e foarte bine făcut. Și mă recunosc că nu mă dezic de niciuna din imaginile portret care au fost lipite aici, pentru că nu am mințit. Asta am învățat de la profesorul meu de actorie, pentru că după ce am jucat în film, am intrat la institut și am făcut institutul de teatru cu un profesor extraordinar, unul din marii regizori de teatru, care a fost și unul din pionierii filmului românesc, Ion Shahighian. Am învățat de la el și după aceea mai ales de la domnul Liviu Ciulei că și teatru și filmul sunt teribil de crude. Îți demontează falsa imagine, pentru că noi actorii mai ales, noi oamenii vulnerabili, suntem foarte tentați să ne construim o imagine și să ne purtăm conform unei imagini uneori care ajunge să fie atât de bine jucată încât să se confunde cu realitatea, dar realitatea pură nu trebuie contrazisă niciodată. Asta am învățat și de asta m-am ținut tot timpul și de asta nici nu pot să reneg nimic din ce am făcut până acum. Chiar dacă recunosc că sunt nenumărate lucruri imperfecte, stângace, o uriașă stângăcie mi-am descoperit privind câteva filme de început, dar am fost foarte cinstită cu mine și cu profesia mea și asta a fost un lucru foarte prețios pe care l-am învățat, dar cred că aveam și substanța biologică a răspunde acestei cerințe și prin educația de acasă și prin educația școlii. Nu-mi plac trucurile, nu-mi plac făcăturile, zicem noi. Nu știu cum s-ar traduce asta în englezește. Și teatru și filmul sunt teribil de crude. Eu simt ca spectator, sunt un foarte bun spectator și de teatru și de cinema, dar în special la teatru, falsul, făcătura se simte. Cu cât este mai nesincer subiectul care se expune, cu atât eu îl simt și mi se strânge pielea și zic nu e bine, nu e bine, nu cred. Dar putem vorbi la nesfârșit. Apropo de făcătură, mi se pare că spuneți mai devreme că sunteți o persoană demodată. Eu înțeleg ce ați vrut să spuneți. Am avut o problemă de comunicare pentru că doamna Irina Petrescu nu folosește e-mail-ul și din punctul ăsta de vedere a trebuit să o sunăm pentru tot ce s-a întâmplat în organizarea venirii domniei sale aici, dar asta îți dă încă o dată sentimentul că există oameni normali care continuă să trăiască în raport cu fenomene de comunicare umane directe, care rămân foarte necesare și de care noi ne îndepărtăm foarte mult. Dacă ar fi să vă plasați acum în momentul de azi și vorbim despre făcătură, despre ceea ce numiți făcătură, ce se putea în momentul în care ați debutat în film și în teatru în România și ce nu se mai poate acum pentru o tânără
ca dumneavoastră, care e descoperită de un regizor de film și care care tot așa întâmplător, de fapt ea nu știe despre ce e vorba, dar vrea să descrie, vorbesc despre universul care, de fapt, contextul în care ați intrat și care dintr-o dată vi s-a părut că e un context în care vreți să fiți. Ce se putea atunci și nu se mai poate acum? Sau lucrurile, de fapt, nu s-au schimbat, nu s-a schimbat decât aparența lor? E foarte greu de răspuns. Când am debutat în 59, erau niște ani grei, erau niște ani care traversau o perioadă de lipsuri economice, de frică, de schimbare, de orizont spiritual. Viața era mai dură, dar pretențiile erau mai modeste. Începând de la hrană și îmbrăcăminte, până la mari năzuinți, până chiar la universul de informație. În anii aceia, accesul la informație era, nu o să vă vină să credeți, deși celor mai apropiați de vârsta mea nu se poate să nu le vină să creadă că nu ajungeau ziare, reviste, nu mai spun filme. Universul era mult mai concentrat, mai sever organizat, și în același timp era mai ușor de pășit, pentru că astăzi orizontul e foarte larg, deschiderea este foarte mare, concurența este teribilă. Copiii care termină acum o școală de teatru, o academie de teatru, ori de stat, ori particulară, sunt multe acum școli particulare de teatru și ies foarte mulți actori care nu mai au, cum aveam noi, ieșeam 12-15 actori pe an, aveam locul de muncă asigurat într-un teatru, chiar dacă era un teatru unde, să zicem, nu ne-ar fi dorit, nu ne-ar fi plăcut să ne ducem. Dacă trăiai în București, a fi repartizat la Reșița, unde se juca puțin, public era puțin, nu era o mare șansă, dar era un loc de muncă și după 3 ani de repartiție obligatorie, puteai da concurs în București sau la Cluj sau la Iași, într-un teatru mare. Astăzi, facultatea nu mai asigură un loc de muncă și ies foarte mulți actori și actrițe foarte buni. Cine spune că, cum era pe vremea voastră, erați toți niște monștri minunați, astăzi nu mai, astăzi sunt niște actori tineri, extraordinari, dar nu toți au posibilitatea de a ajunge să demonstreze, să-și demonstreze talentul, să fie puși în valoare. Concurența este uriașă, tentația de a ceda ușor pentru a câștiga existența unei reclame, unui program de divertisment de proastă calitate, pentru că televiziunea la ora actuală în România, vă mărturisesc, vorbesc de televiziunea privată, nu cea națională, este de cea mai proastă calitate, în special la capitolul divertisment. Și atunci bietul actor, actriță mai ales, este într-un marasm al căutării de substanță, în primul rând de existență fizică și după aceea de existență artistică.
Este mult mai greu astăzi decât ne era nouă în vremurile acelea grele. Înțeleg. Întrebarea ar fi, e paradoxal, dar în același timp, sigur că este foarte revelator și în același timp, cum credeți că asta este un element pe care, să spunem, lipsesc regizorii, de pildă, că vorbiți despre actori și așa este și eu am auzit de foarte multe ori, noi cu toții auzim această critică făcută noi generații de actori, dar în același timp, ca actor în Teatru Bulandra, doamna Irina, cum ați văzut această evoluție? Pentru că ați fost un actor în Teatru Bulandra de atâta vreme și ați văzut toate aceste vârste ale teatrului. Cum se simte într-un loc ca Bulandra față de spectacolele pe care le faceți, regizorii cu care lucrați, actorii tineri, colegii pe care îi aveți? Cum s-a simțit această evoluție? Teatru Bulandra este un caz special, unic. Eu sunt acum, fac o pledoarie de patriotism local și pro-domo, bineînțeles. Este cel mai bun teatru, a rămas de-a lungul anilor cel mai solid teatru din București. A adunat actori tineri de foarte bună calitate care n-au fost niciodată în conflict de generație cu actorii mari care au consolidat faima teatrului Bulandra, niciodată. Ei au năzuit să fie alături de noi, de Victor, de Mariana, de cei care nu mai sunt, Gina Patrichi, Claudiu Bertola, Forietele, nume mari. A fost și încă mai este visul oricărui tânăr de a fi încadrat, de a juca în Teatru Bulandra. Aici au venit de-a lungul timpului regizori de primă mână, care au crescut pe un teren foarte solid, construit de Liviu Ciulei, în primul rând, care a fost marele mentor al acestui teatru. Acum, la foarte scurt timp după dispariția lui, Teatru Bulandra se va numi Teatrul Liviu Ciulei. Asta este într-adevăr o informație în premieră, nici noi nu știam și da. Mă bucur că intrăm în acest teritoriu sacru al lucrului pe care l-ați făcut cu Liviu Ciulei. Eu personal v-am văzut pentru prima dată pe scenă în Leons și Lena, vă spuneam asta acum o vreme și vreau să îl evocăm aici un pic și să vorbiți despre cum ați lucrat cu el în film și în teatru și ce a reprezentat cu adevărat personalitatea lui Liviu Ciulei. Știu că el a avut și aici o celebrare la NYU, unde au venit foștii lui studenți. Personalitatea lui Liviu a fost evocată, sigur, de către foștii studenți americani. El a fost evocat în București la Teatru Bulandra, dar pentru dumneavoastră, cum l-ați evoca pe Liviu ca artist? Am să vă spun cum arăta teatru de la Izvor. Noi avem două săli, una la Grădina Icoanei și una la Izvor. Și urna lui a fost expusă luni, marți, miercuri la Teatru Bulandra în sala Izvor și era foarte sobru foierul teatrului, decorat cu niște recipiente în care erau cale, orhidee albe, mici baby orhidee și niște crengi de salcie creață. Nu știu dacă asta există aici. E o salcie ondulată, uscată. Și crengi de bumbac cu măciulii de bumbac. Nu e bumbacul, nu este planta noastră tradițională, dar crește și la noi. Și stânga-dreapta erau niște panouri fotografice de portret
foarte mari, cam de această lățime și înălțime de aproape 2 metri, ca niște gradene de scenă. Iar pe scenă, noi toți ne-am adunat cu invitați, cu toți în scenă și a urmat un scurt moment de cuvântări, de omagii și un film, făcut ultimului film făcut pentru televiziune cu opera lui scenografică. Dar v-am spus toată această poveste pentru că pe scenă, afară de un fotoliu, era o altă fotografie a lui, foarte recentă, în care el era semiprofil și făcea așa. Un gest care putea să însemne atenție, avea deseori gestul. Nu, sau fii atent. Și însemna în același timp și asta mi-a sugerat mie stând în sală și era și un fel de adică punea surdină la ce ar fi putut fi supărător de umflat, de panegirice pline de complimente și evocări encomiastice, să zicem. Această surdină a fost emblema spectacolelor și a filmelor lui, din păcate doar 3. Important era mesajul scris al autorului, era comunicarea acestui mesaj și punerea actorului în condiția cea mai favorabilă de a-l transmite. Asta este moștenirea noastră. Adevărul adânc al textului și nu forma exterioară care poate să impresioneze, să pameze, să sperie și să oblige la ridicarea pălăriei și salutul în fața unui lucru pe care chiar dacă nu-l înțelegi, dar nu se poate să nu-l apreciezi. E, astăzi se face foarte mult teatru așa. Se pornește de la forma exterioară, ignorându-se de foarte multe ori conținutul de idei a autorului. Asta le pot eu reproșa tinerei generații de regizori care aleargă mai mult către formă, eludând conținutul. Adică li se pare mai important, asta e spun o platitudine, dar Stanislavski spunea, iubește arta și nu pe tine în artă. Tânăra regie, în special de teatru, filmul este mai curat din punctul ăsta de vedere, este mai puțin încărcat de imagine, de gest, de sunet, de, ziceam noi, o vorbă, de elefanți cu clopoței care trec prin scenă. Liviu n-a pus niciodată elefanți cu clopoței care să treacă în scenă, decât dacă în text personajul, unul din personaje, era un elefant care trebuia să poarte și cercei cu clopoței. Dar astăzi, teatru de imagine și de mișcare și de dans uneori, este mai puternic decât teatru de cuvânt. Ori pentru Liviu Ciulei, cuvântul și ideea exprimată prin cuvânt era mai importantă decât orice. Ea venea să fie îmbrăcată,
bineînțeles, în decor, în costum, în viziunea plastică, cum era, cum a fost acest Leon și Lena, unul din primele spectacole, primul spectacol, eveniment care a bulversat regia românească a fost Cum vă place, de Shakespeare, cu 2-3 ani înainte, 4 ani înainte, după aceea a fost Leon și Lena. Era explozia de modernism cea mai violentă în epocă. Dar tot ce a făcut el este perfect valabil, din păcate nu sunt decât foarte puține înregistrări și astea numai pe fragmente, nu s-au păstrat. Asta este arta, asta este arta noastră, este a efemerului, este ca și a ziarului care nu durează decât o zi și spectacolul de teatru durează o seară, sigur că el poate fi jucat de 100 de ori, poate fi jucat ca Leons de 10 ani la rând, dar de fiecare dată este alt spectacol, este un alt ziar, este altceva, este... De asta vă spun că mi se pare cea mai minunată meserie. Niciodată nu poți să te repeți. Iar filmul fixează odată pentru totdeauna ceva ce nu mai poți corecta, deși ai vrea să corectezi la un moment dat. Teatrul este clipa care se duce, este efemerul care cu cât e mai solid construit, cu atât naște aburii unei stări de grație. Nu totdeauna se întâmplă să existe seri de grație. Se întâmplă să fie și seri proaste, în care să nu simți că nu comunici cu publicul. Uneori și publicul este, nu uneori, totdeauna este partenerul nostru, Victor Rebenciuc, de pildă, are o vorbă, câteodată când simte că nu merge bine un spectacol, spune în culise, la cabină, astăzi seara avem un public foarte netalentat. Sau, zice, astăzi seara sunt norvegieni în sală, adică nu înțeleg nimic din ce spunem noi. Și atunci pericolul este să faci de 3 ori mai mult ca să se înțeleagă și strici tot. Este catastrofic când nu merge. Și sunt seri în care nu coboară îngerul. Asta este expresia cealaltă pozitivă. Asta seara a coborât îngerul, adică a venit, a fâlfâit din aripi, a răspândit bucurie, fericire și... Nu vreau să vorbesc. Dar e foarte frumos să ascultăm asta, tocmai pentru că, încă o dată, să intrăm un pic și într-o ascultare a cuiva care împărtășește, fără neapărat să fie tot timpul întrerupt. Tocmai vă acord acest spațiu, pentru că sunt convinsă, cu toții am venit aici să vă ascultăm. Aș mai avea eu, înainte de a da posibilitatea și celor care au venit să vă pună întrebări, să vă mai pun o întrebare despre tot despre Liviu Ciulei. Toată lumea, toți cei care îl evocă, toți cei care au scris despre el, au vorbit neîncetat despre marea lui generozitate, capacitatea. Ieri discutam cu doamna Magda Mihăilescu, care spunea, avea o generozitate extraordinară, vedea un tânăr critic ca mine care venea pe platou și îl primea. Andrei Șerban a spus întotdeauna, pentru mine ce a fost fabulos este că eram un puști de 19 ani și Liviu Ciulei, numai că mi-a propus să pun Iulius Cezar la el, dar mi-a făcut și scenografia, a venit să mă întrebe dacă aș fi de acord să-mi facă scenografia. Deci, Liviu Ciulei, dincolo de personalitatea lui artistică, a fost un enorm fondator în ceea ce, în ceea ce a creat. Din acest punct de vedere, doamna Irina Petrescu, cum anume, de ce are nevoie un actor? Din punctul nostru de vedere, de ce are nevoie un actor? Ați spus un pic despre asta, pentru ca ceea ce are în el să se dezvolte, pentru că ceea ce dorește el să traducă publicului să se întâmple.
De ce are în primul rând nevoie un actor? Are nevoie de un regizor, asta categoric. Eu sunt pentru primatul regizorului și nu al actorului și în teatru și în cinema. Dar ce avea Liviu și nu au foarte mulți. Avea acea generozitate uriașă a marelui artist. Un mare artist este un om generos. Tot cu Magda, că vorbim de Magda, vorbeam astăzi despre Fellini și îmi povestea cum l-a cunoscut pe Fellini și cum era de bucuros și de simplu și de familiar și comunicativ pe platou. Pentru că era un mare artist, el nu-și temea substanța de artist sau numele, nu și-l punea, pardon, în concurs. De niciun fel. Liviu îi spunea, și asta citează Andrei Șerban deseori, că îl întreba cum să fac, cum ați reușit și să închege această trupă, să țină acest teatru așa, în pumni. Și spune Andrei, Liviu mi-a spus, am invitat întotdeauna regizor mai bun decât mine să pună spectacole. Un regizor orgolios și ros de viermele devenirii cheamă oameni pe care îi simte ușor sub valoarea lui. Și asta e valabil și la actor pe scenă. Teatrul Bulandra a fost și este un teatru de echipă, care nu e un teatru de vedete, în care joacă o vedetă și restul sunt accesorii, sunt mărgele mici de sticlă. Toți marii noștri actori au avut nevoie să fie înconjurați de mari actori cu care să comunice. Și asta era secretul lui Polișinel. Și secretul lui Polișinel, dar un secret pe care foarte puțină lume reușește să-l pună... Să-l admită, să-l asume, să-l pună în practică, de fapt, în mod atât de sclipitor, da. cum a făcut-o Liviu Ciulei. E pentru că în sală mai sunt și, pe Magda am evocat-o deja de două ori, să nu mai evocăm, dar deci avem în sală un important critic de film și un important critic de teatru, pe Cristina Modranu, și, bineînțeles, cu siguranță și spectatori, cred că avem câteva minute și pentru întrebări, înainte de a continua un moment foarte special pe care doamna Irina Petrescu, mai avem timp, pentru că am început un pic mai târziu, un moment foarte special pe care doamna Irina Petrescu ni l-a pregătit. Dacă dorește cineva să pună o întrebare, Cristina. Una dintre rolurile din filme s-au potrivit cu momente din viața dumneavoastră. Și bineînțeles că există această curiozitate, nu ca să ne spuneți exact, mersi, nu ca să ne spuneți exact cu ce momente din viața dumneavoastră s-au potrivit, dar vreau să vă întreb cum v-au ajutat pe dumneavoastră aceste filme și care anume dintre aceste filme v-au ajutat eventual să treceți prin acea perioadă care știm cu toții că a fost îngrozitoare și foarte dificilă din multe puncte de vedere, în primul rând din punct de vedere al supraviețuirii morale în comunism. Care dintre aceste filme v-au ajutat pe dumneavoastră să treceți prin acea perioadă și care credeți că i-au ajutat pe români, pe spectatori, să treacă prin acele momente? Draga mea, nu pot să fac o paralelă, să spun, în anul 70, când am făcut cu tare film, mie mi s-a întâmplat asta, am căzut, mi-am rupt piciorul și când mi s-a pus o tijă, eu aveam de jucat tocmai un personaj care mergea în baston. Înțelegi? Nu la nivelul ăsta de corespondență. E vorba de o corespondență între interiorul care se modifică. Mâine nu mai ești cel de astăzi. Și această perioadă, așa cum a fost și cum am trăit-o,
cu lucruri grele, cu lucruri periculoase, cu lucruri stresante și împovărătoare. Ne-a construit și un interior de o anume bogăție, un interior de refugiu, un interior care crea posibilitatea și să te adăpostești acolo, dar și să ai standing-ul pe care să te sprijini când vrei să exprimi ceva. Deci tot ce se petrecea în exterior, chiar și astăzi, tot ce se petrece în exterior are adânci sedimente în interior. În interior se clădește încet, încet o mică catedrală, catedrala noastră a fiecăruia. De asta spuneam că fiecare moment aduce cu un anume stadiu al dezvoltării mele interioare. Și asta cred că e valabil pentru orice artist. Cred că da. Da, dumneavoastră și dumneavoastră. Aici este nouă. Visul meu a fost să fac arhitectură și mă pregăteam pentru arhitectură. În ultimul moment însă, părinții mei n-au mai fost de acord, în special tatăl meu, care, v-am spus, era medic, eu fiind foarte mioapă, arhitectura, chiar pentru examen, dar și după aceea, presupunea desen tehnic foarte, foarte solicitant, da, mărunt și detaliat. Așa a spus, ai o miopie progresivă, nu și nu și nu și nu. Și atunci am ascultat. Vocea destinului, atunci ați ascultat vocea destinului. Nu, nici nu se întrezărea nimic, absolut nimic. Și atunci la ce să dau? Pentru că mă pregătisem un an de zile la desen, tehnic ornamental și matematică și fizică. Eram foarte bună la matematică și îmi și plăcea geometria în mod special. Și atunci am dat la română, la litere, la română franceză și aș fi putut să devin o profesoară. Și m-a întrebat cineva dacă mi-ar fi dacă regret că n-am făcut altceva decât am făcut de fapt. Și am spus că n-am devenit arhitectă, da, am regret. Dar că n-am devenit profesoară, nu regret, pentru că nu am vocație. Pentru pedagogie îți trebuie vocație și cu toate că în familia mea au fost generații întregi de profesori, așchia mea a sărit foarte departe de trunchi și... Iacă. Da, în măsura în care, așa cum se spunea înainte de schimbarea la față, că teatrul este un instrument educativ și că prin teatru noi facem educație. Și în mare parte acest lucru este valabil. Dar una este să faci educație prin arte și alta este să faci educație cu bețișorul, cu catalogul și cu coerciția rigorii necesară pedagogice. O ultimă întrebare. Da, doamnă, cum ați putut să faceți tranziția de la domnișoara frumoasă, tânără, atractivă, dorită, la doamna intelectuală și distinsă de mai târziu
și la Grand Dame de Teatru, deși mai târziu, cum această tranziție, ce ați simțit psihologic? Pentru că Brigitte Bardot, de exemplu, n-a putut să treacă peste treaba asta, dar Catherine Deneuve și Sophia Loren au trecut foarte cu brio. Deci, ce ați simțit? Îmi faceți, fără să știți, introducerea și trambulina pentru a vă citi o scurtă poezie de Ana Blandiana, pe care i-am spus Corinei, nu am repertoriu, nu știu ce să, cu ce mă pot prezenta în fața unui auditoriu. Nu am repertoriu de poezie, nu știu poezii pe din afară, nu știu să spun poezii. Și zic, am să citesc ceva din ultimul volum al Anei Blandiana, care se numește Patria mea A4. A4 este mărimea colii de scris, în care este o poezie. Dacă îmi dați voie să vă răspund la întrebare cu această poezie scurtă, care spune așa, ea se numește Pantă. Da. Ce bine că nu mai sunt tânără. Mă trezesc spunându-mi în puținele clipe în care îmi aduc aminte că nu mai sunt tânără. E vorba de clipele în care alunec ca pe o coajă de banană pe trotuarul acoperit de mâzga viitorului și aș vrea cu disperare să mă opresc, pentru că totul este de neînțeles dacă nu accept că strada are o pantă din ce în ce mai periculoasă. Asta este răspunsul. Dacă acceptați acest răspuns, merg pe această pantă și mă las în voia alunecușului. Cum spunea foarte bine doamna Irina Petrescu, adinauri, într-adevăr, starea de grație e un lucru foarte rar. Nu întâmplător, domnia sa a fost, i s-a acordat foarte de curând un premiu pentru eleganță. Și cum bine mi-a spus, dar atenție, nu era vorba neapărat doar despre eleganța vestimentară, ceea ce înțelegem foarte bine acum ascultând-o. Ne-am inversat un pic ordinea lucrurilor pe care le-am pregătit pentru finalul acestei minunate discuții. Doamna Irina Petrescu ne-a adus ca o surpriză un film de acum 100 de ani. Câțiva ani. A făcut în 1968. În care ea recită împreună secolul trecut, vreau cu Florian Pitiș un poem de Ana Blandiana și ne vom uita imediat la film. Înaintea ultimului moment al acestui dialog. Putem să vizionăm filmul. E în regia lui Andrei Șerban, e singurul spectacol. Prima lui contribuție ca regizor la televiziune unde era angajat. De fapt, ce-am putea să spunem, în afară de ceea ce am spus chiar de remontarea pe el. Sunt înțelegat de ceea ce spunem, ceea ce am făcut. Însă, să vreau să vorbim, eu cred că înaintea acestui poem, eu cel puțin ar trebui să fac o mărturisire. O mărturisire în ceea ce privește neîncrederea pe care am avut-o întotdeauna față de recitarea versurilor, de actul recitării în sine și de felul în care se recită în general. Foarte rar mi s-a întâmplat să-mi placă într-adevăr felul în care un actor sau o actriță recita niște poezii. Cred că nu atât din vina actorilor, ci pentru simplu fapt că versurile mi se pare făcute pentru a fi gândite, citite, nu spuse, și mai ales nu spuse cu voce tare.
De fapt, ca să revenim la poemul acesta, este de fapt un montaj de versuri, de poeziale mele, reluate din alte unghiuri și într-un alt context, de diverse motive, de diverse idei care sunt, îmi sunt obișnuite, îmi sunt intime, și pe care le-am oferit televiziunii pentru a fi montat de Andrei Șerban în, în virtutea unei idei. Adică, mi se pare că dacă poezia nu are nevoie de nici de fond muzical, nici de vocea unui actor, deci nu are nevoie de un anumit context pentru a fi înțeleasă, poate folosi însă ca punct de plecare pentru o altă artă, o altă artă de sinteză, adică poate fi textul, punctul de plecare al artei actorului sau regizorului. Doi sau mai mulți oameni se exprimă pe ei împreună și de aici caracterul de sinteză, de contrapunctie. De fapt, Ana Blandiana nu se referă niciodată în cursul acestui poem, pe care o să-l vedeți imediat, la Vietnam, spre exemplu. Totuși eu am simțit nevoia de a concretiza, de a aluziona prin niște cadre fixe, prin niște fotografii autentice, de a aluziona ideile poemului, tot așa cum într-o secvență în care textul poetic este foarte dur, foarte dur și plin de gravitate, am simțit nevoia să încarc mișcarea cu duioșie, cu dragoste. Ca începutul răului. Cum plânteam în copilărie marginile ploii, ale răzamului din care puterile se găsesc, locul prin care se mașez pe pământ. În templu. De-o parte ploaia, de-o parte neploaia. Ploaia înceta înainte de descoperi cotare. Ploaia înceta înainte de a ști. Degeaba am crescut. Din toate puterile. Alerg și acum să găsesc locul unde să mă așez pe pământ. În templu. Linia care desparte. Răul. De bine. Foarte, foarte impresionantă imagine atât a regizorului Andrei Șerban, cât și a Anei Blandiana și a lui regretatului Florian Pitiș în recital alături de doamna Irina Petrescu. Acum, dincolo de faptul că am avut această onoare să o ascultăm și să ne reechilibrăm oarecum, să reintrăm într-o armonie cu noi înșine, ascultând-o pe doamna Irina Petrescu,
am rugat-o pentru acest dialog să aibă generozitatea să ne recite unul dintre poemele criticului de film și scriitorului Alex Leo Șerban, căruia noi am dedicat ediția a 6-a a Festivalului de Film Românesc. Foarte puțină lume știe că Leo scria și poezie. Volumul lui de poeme a fost publicat anul acesta și, așa cum știți, el a fost un prieten al festivalului, un susținător extraordinar al nostru de-a lungul primelor 5 ediții, și am deosebita bucurie să vă invit să ascultați acest poem al lui Leo în lectura doamnei Irina Petrescu. Cartea de poezie apărută postum a lui Leo este de o frumusețe cu totul specială. Nu seamănă cu nimic din ce am citit până acum. Cu atât mai mult cu cât au fost niște poeme negândite a fi publicate. Sunt atât de cuprinse de îndoiala ființei lui. Nu, de fapt, ce spun eu, o prostie, nu se poate povesti, nu se poate spune nimic. Dar am să vă citesc câteva versuri, care nici măcar nu sunt sunt versuri albe, ca să vă dați seama ce univers special, care nu seamănă cu nimic din ce se poate citi, zic eu. Se cheamă Frigul Bobotezii. În fotolii se leagănă doamnele iernii înfofolite în chiciură neagră și fiecare furnizează cerul zilei sfârșite, însărarea pitește motociclete, paharele glasurilor se sparg pe furiș, în antreuri departe de lămpi și de proaspătul mulaj al copiilor adormind, vai, prin atâtea anticamere mi-am dorit să alerg, destrămând păienjenișul, dar am adormit și am uitat, a bătut ceasul, a trecut o pană de gheață peste iaz, juponul bunicii s-a chircit, fiecare broderie e un țurțur din care beau caprele nopții răcoare. A bătut... Oriunde deschid această carte, sunt măcar 3 versuri pe care aș vrea nu să le citesc, ci cuiva drag lângă care mă aflu să-i spun: uite, ia uite asta. Oriunde aș găsi, oriunde aș deschide, uite asta și să-i arăt. Atât. Asta este valoarea acestei cărți, care nu seamănă cu nimic din ce am ținut în mână, pentru că este postumă. Și aici, ca să revenim pe un teren mai ferm, dar la fel de inefabil și de iremediabil dus, cartea pe care Liviu Ciulei a scos-o acum 2 ani, care este un fel de album de fotografii, ca un fel de dare de seamă a întregii lui activități, o carte pe care a compus-o singur împreună cu secretarul literar Mihai Lupu,
care a fost secretar la Teatru Bulandra și după aceea a fost secretar literar, dramaturg se cheamă aici, în Statele Unite, la Teatru Guthrie, unde el a fost câțiva ani buni, mult director, și unde a fost iubit la fel de tare ca și în România, la Bulandra. Și acest volum se intitulează Cu gândiri și cu imagini. Și motoul acestui album este un vers dintr-o poezie postumă de Mihai Eminescu, care sună așa: cu gândiri și cu imagini înnegritam multe pagini și ale cărții și ale vieții, chiar din anii tinereții. Eu aș vrea să ne oprim aici, pentru că...